Se vor mai scumpi. Vedem o scumpire accentuată, cel puțin. Vedem la pâine, vedem la alimente de bază o scumpire. Întrebarea pe care mulți nu pun nouă la redacție, mulți români. Se vor mai scumpi prețurile? Întrebați-vă, domnul Petrescu, cât vom plăti la pâine luna viitoare. Să vedem după acest război, indiferent cum se va încheia, dacă se va ajunge la un acord de pace sau nu, să vedem totuși o modificare a prețurilor mai accentuată în perioada Eu următoare. mi-aș dori la un moment dat, după, sperăm împreună, o cât mai curândă finalizare a acestui conflict, să vedem o cădere abruptă a prețurilor diferite tipuri de Dar e resurse, de la posibil? benzină. Mi-aș dori asta. Însă istoria, pe de altă parte, ne arată că diferite tipuri de sectoare de activitate economică au tendința să rămână în anumite plaje de preț. Ele explicate ca și creștere inițială, dar după aia niciodată nu-i mai vezi să-și descrească în momentul în care, să spunem, motivul creșterii a fost eliminat. Și exemplele sunt destule. E clar că la un moment dat o domolire va fi, dar până la domolire nu am trecut încă de punctul de intensitate maximă. Ucraina era numită grânarul Europei, alături de România, alături de Rusia. La un moment dat și ei, Ucraina, asigura o treime din necesarul de grâu la nivel european. Evident că acum nu mai este în poziția să-și are ogorul și să-și proceseze materiile agricole primare. Știți, înainte de toate sunt român și eu o să continui să fiu așa și interesul meu stă cu România. Într-un fel, dacă există o oportunitate, haideți să o folosim, fiindcă noi suntem în poziția, slavă Domnului, să ne continuăm activitatea agricolă, care este una semnificativă, pe o plajă largă de produse agricole și prețurile sigur vor crește la nivel european din incidența crizei de care discutăm. Am putea specula în modul cel mai benign posibil al cuvântului această situație în favoarea României. Chiar președintele Biden, nu întâmplător, și arată condiția importanței acestui subiect, a menționat și a recomandat Uniunii Europene să nu se restricționeze, dar să fie mai restrictivă în ceea ce privește exporturile în afara Uniunii, pentru a tempera eventuale semne de criză economică. La rândul nostru, noi suntem într-o poziție oarecum privilegiată, fiindcă avem o sustenabilitate în ceea ce privește producția de agricolă. Avem o sustenabilitate cu o dependență minimală, să spunem, pe tot ce înseamnă gaze din exterior. Deci nu suntem în cea mai proastă poziție și putem deveni un factor de sprijin pentru alte țări. Deci haideți să gândim și noi o politică comercială bună pentru România, Mai ales că România e ne o înțelegând țară prin asta bogată că o în facem în resurse. detrimentul altor țări din proximitatea noastră. Dar haideți să ne uităm pe România și haideți să vedem cum întoarcem și acest necaz la nivel european și planetar, poate și într-o oportunitate de susținere a noastră, dar și a altora.